Salutare! 8 sfaturi, cum să faci găinile ca să depună mai multe ouă? Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună despre ce este vorba și vizionare plăcută în continuare! Salutare, prieteni, încă o dată și bine ați venit! Astăzi o să vorbim despre ouatul la găini și de ce găinile noastre încet încep să se oprească din ouat, mai ales acum toamna, iarna, dar unele cazuri și vara sau primăvara. Și astăzi am pregătit pentru voi 8 sfaturi utile cum puteți să ajutați găinile ca să înceapă să depună mai multe ouă. Vă descurajați pe zi ce trece când mergeți în coteț la găini și găsiți în cuibare tot mai puține ouă pe zi ce trece. Trebuie să știm, dragi prieteni, că iarna găinile depun mai puține ouă, pentru că este frig și pentru că găinile sunt extrem de influențate de lumina zilei. Cu cât scade mai mult ziua, cu cât găinile încep să producă cât mai puține ouă. De exemplu, acum iarna sunt undeva la 8-9 ore pe zi de lumină și găinile sunt extrem de influențate de acest lucru. Dacă vreți ca să faceți găinile ca să ouă mai mult pe parcursul iernii, atunci trebuie să le faceți lumină, să fie undeva la 14-16 ore pe zi lumină la ele în coteț, să suplimentați, de exemplu, seara o lumină. Nu neapărat trebuie încălzit cotețul, dar trebuie o lumină ca ele să poată să mănânce și să se desfășoare normal și să producă ouă. Și frigul este influențat și trebuie să venim și cu alte soluții ca să ajutăm găinile. O să vorbim un pic mai târziu despre 8 lucruri și sfaturi care puteți să le faceți sau care influențează să se oprească găinile din ouat. Trebuie să știm, dragi prieteni, că și iarna, și vara, și primăvara găinile se mai opresc din ouat, pentru că e perioada de năpurire, atunci când ele schimbă penajul, atunci iară se opresc din ouat, mai este atunci când pică cloțe, iară se opresc din ouat, sau anul trecut ai avut o producție anumită de ouă și ai fost mulțumit și vezi că următorul an ai mai puține ouă la găini, trebuie să știm că și rasa de găini influențează foarte mult, chiar și vârsta găinii. Cu cât înaintează găina în vârstă, cu cât mai puține ouă ne face. Asta o să vorbim în alt videoclip. Acum haideți să vorbim despre 8 lucruri care ar putea să influențeze găinile ca să nu mai îți facă ouă, dar și cum le poți ajuta în același timp. 1. Alegeți rasa de găini potrivită. Dacă te întrebi că găinile tale nu fac ouă sau fac puține ouă, atunci trebuie să te uiți și să te informezi ce rasă de găini ai luat. Poate ai nimerit o rasă care face puține ouă și din această cauză nu ai ouă la găini. Înainte de a-ți cumpăra o rasă de găini, trebuie să te informezi și să știi în mare ce vrei de la o găină. Vrei ouă, vrei carne, vrei o găină de frumusețe și în funcție de fiecare rasă de găini are fiecare producția ei anuală de ouă. 2. Hrănește găinile și puii cu hrană bună și de calitate. Hrana influențează foarte mult găinile, ouatul găinilor, dar și sănătatea animalelor. Dacă tu dai la găini o hrană de proastă calitate, mai cumperi de la cineva particular sau de undeva unde găsești cucuruzul bronțăit de șoareci, șobolani sau îi dai mâncare care nu este bună pentru ele, atunci trebuie să știi că nici producția de ouă nu este pe măsură. Găinile au nevoie de mai multe, nu doar de furaje, cum ar fi porumb grâu, floarea soarelui, sau dacă le hrănești doar cu grâu, atunci, sau doar cu porumb, trebuie să știi că găinile tale depun puține ouă din cauza acestui lucru, a hrănii. Trebuie să venim cu mai multe alimente pentru ele care sunt permise ca să le ajute să aibă o sănătate bună și să ne bucurăm de ouă în fiecare zi. 3. Evitați stresul. Stresul la găini iară este o problemă pentru că ele fiind stresate se opresc din ouat, sunt nefericite, triste și abătute și chiar nu mănâncă. Am mai făcut un videoclip unde am vorbit despre stres și am mai vorbit despre mai multe. Stresul este foarte influențabil și chiar se opresc găinile din ouat dacă sunt stresate. Dacă în caz că ați cumpărat găini noi și le-ați pus cu celelalte care le-ați avut înainte și vedeți că se bat, atunci încercați să le despărțiți sau ați luat găini și l-ați pus la voi în cotez, trebuie să știți că durează câteva zile până găinile încep să-și deie drumul, chiar și săptămâni, depinde de fiecare rasă de găini în parte, dar stresul le ajută și le influențează foarte mult viața, dar și ouatul.
4. Dați-le mult calciu. Calciul la găini influențează foarte mult sănătatea animalelor, chiar și oatul. Trebuie dat periodic calciu pentru că, toți știm, oul, practic de la găini, este format din calciu și din proteine. Aici puteți să optați pentru calciu din comerț sau puteți pur și simplu să faceți calciu la voi acasă din coși de ouă, fierte, date la cuptor, măcinate bine și amestecate în hrana. Dacă vreți, puteți să vă uitați la noi că găsiți cum să faceți calciu natural la găini acasă. Calciul este iară foarte important pentru găini, chiar oatul la găini și multe alte lucruri ajută calciu. 5. Asigurați-vă că găinile au întotdeauna apă la dispoziție, apă proaspătă, apă curată și niciodată găinile nu rămân fără apă. Trebuie să știți că apa influențează foarte mult oatul și dacă găinile nu au câteva ore bune pe zi apă sau o dată pe zi găinile nu au apă, o zi întreagă, să zicem așa, găinile nu au apă, atunci găinile poate să se oprească din ouat timp de 7 zile, o săptămână. Au fost studii făcute unde ne-au arătat la crescătoriile mari de găini că găinile care au fost ținute fără apă timp de 7 zile ele nu au ouat. Așa că apa este extrem de importantă pentru găini și ouatul găinilor, indiferent că este iarnă, vară și ce sezon este, așa că găinile trebuie să aibă în permanență apă. 6. Țineți paraziții la distanță. Paraziții la găini, fie că sunt intestinali, fie că sunt păduchi, tot paraziți sunt. Asta influențează foarte mult păsările și poate să ducă chiar și la decesul animalului. Paraziții la găini se descoperă destul de greu și dacă sunt la început, poate să treacă luni de zile unde nici măcar nu vă dați seama că găinile voastre au paraziți intestinali. Dacă observați că nu fac ouă găinile sau observați la ele că au paraziți, atunci dați-le imediat ceva tratament pentru paraziți, pentru că este foarte periculos paraziții la găini și asta influențează foarte mult oatul la găini. Puteți să faceți lunar deparazitarea la găini, intestinală și să fiți pe partea sigură. 7. Păstrați cotețul la găini curat. Un coteț curat sau o curățenie bună la găini influențează foarte mult păsările, ține bolile la distanță, ține paraziții la distanță și aveți păsări sănătoase cu ouă foarte sănătoase și foarte gustoase și la fel și carnea găinilor. Cotețul la găini trebuie să fie în permanență curățat și bine îngrijit, chiar și țarcul unde stau găinile. 8. Oferă lăpuilor tăi mai mult spațiu. Trebuie să știți, dragi prieteni, că dacă găinile stau închise într-un spațiu mic, atunci și ouăle poate să fie mai puține. Plimbatul, adică spațiu mai mult la găinii, iarba și toate aceste lucruri duc la o bună stare mai bună a păsărilor dumneavoastră și le ajută ca să depună cât mai multe ouă și iar aici vorbim de ouă sănătoase și gustoase. Trebuie să știm, dragi prieteni, că atunci când vine iarna, păsările încep să depună mai puțin ouă pentru că este iarnă și ele scade producția de ouă, cum v-am zis și mai devreme, din cauza luminii. Aici o să venim cu un videoclip special ca să vorbim despre acest lucru. Și timpul și vremea influențează foarte mult producția de ouă la găini. Trebuie să știm, dragi prieteni, că găinile noastre fac o cantitate de ouă pe an în funcție de rasa găinii. Odată ce ele și-au depus acele ouă care ele trebuia să le depună pe an, este greu ca să mai venim noi cu ceva stimulente, să zicem așa, ca să le facem să ouă mai mult, pentru că ele nu poate să producă mai multe ouă decât este capacitatea lor și construcția lor ca și găini în funcție de fiecare rasă în parte. O găină, practic, nu este o mașină, ea nu poate să producă mai mult decât poate ea, în mod normal, indiferent ce stimulente și cu ce o ajutăm noi. Și atunci, cum ai zis mai devreme, când vine perioada de vară, cu apa, cu căldura, cu canicula, iar găinile se pot opri, când vine perioada de frig, iar găinile se pot opri din nou. Găinile nu sunt mașini, nu sunt roboți,
Nu încercați să le stimulați cu indiferent ce soluții de stimulat, pentru că dacă uitați-vă la rasa voastră de găini, dacă ea produce pe an, de exemplu, ca și găinile de Brahma, care le-am avut noi, după cum o vedeți și pe cea albă de aici, ele produc 120 de ouă pe an. Indiferent cât le stimulăm noi mai mult, poate cu câteva ouă, dar cu extrem de mult, dublu, să zicem așa, nu o să producă mai mult ouă, pentru că așa este genetic construit la ele. Cochin China Pitica avem noi iară 7-8 ouă pe an și după aia clocesc. Deci cam așa, depinde ce rasă de găină aveți voi, trebuie să vă uitați și la acest lucru, nu să dați tot felul de stimulente, pentru că unele lucruri nu chiar ajută. Dacă în caz că găinile dumneavoastră trebuie să producă ouă și ele nu produc, că s-au oprit, atunci puteți să veniți cu mai multe să le stimulați. O îngrijire adecvată, bună, o hrană bună și de calitate și toți nutrienții și mineralele și vitaminele și calciul și tot ce au ele nevoie, vă țin găinile sănătoase, productive, aveți multe ouă de la ele, dar chiar și carne. Găinile sunt ținute și de companie, și de frumusețe, și de agrement, și pentru ouă, și pentru ce vreți voi. Sper că v-a plăcut acest videoclip care l-am făcut pentru voi și vreau să scrieți acolo în comentarii ce rasă de găini aveți voi și cam câte ouă face vouă pe an și dacă sunteți mulțumiți. Noi o să luăm pe acest an, când o să mai dea căldura și alte rase de găini, dar deocamdată este suficient cât avem. O să vedem la anul cu ce noutăți de păsări o să mai venim. Dacă v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip, nu uitați să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu și de ce nu puteți să distribuiți, să vadă și prietenii voștri, să-i ajutăm pe cât mai mulți, pentru că de aia facem YouTube, ca să ajutăm și să fim ajutați la rândul nostru. Până data viitoare, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect, v-am pupat numai bine, ceau, ceau!